Dacă credeai că Moș Crăciun este doar generos și bun, află că nu e chiar așa. Are și el o parte rea. Când se trezește e morocanos și nu se poartă prea frumos. De multe ori este lene și lui dă simții la desene. Dar moșul nu-i perfect, deci nu fi tristă, asta-i dovada clară că moșul chiar există. Dar moșul nu-i perfect, deci nu fi tristă, asta-i dovada clară că moșul chiar există. Când în sfârșit se plictisește, ia câteva scrisori și le citește. La unele nu înțelege scrisul, altele zun și le-a plictisul. Nu știe să împacheteze bine, are și frică de înălțime. Dar cel mai rău e că din miliarde de copii alege doar câteva mii. Dar moșul nu-i perfect, deci nu fi tristă, asta-i dovada clară că moșul chiar există. Dar moșul nu-i perfect, deci nu fi tristă, asta-i dovada clară că moșul chiar există. Dar moșul nu-i perfect, deci nu fi tristă, asta-i dovada clară că moșul chiar există.